Voința Valeiașului, Voința Budeasa 3 la 4, Ase Drăganu, școala de fotbal Gică Retevoiescu 3 la 3, Ase Ciofrângeni, progresul Retevoiești 8 la 1, Ase Băiculești, Șoi feni 2 la 0. Sporting Stănești Corbi, Petron Pitești, 2 la 3. Ase Mușătești, Deportivo Mălureni, 0 la 1. Fece Dănuț Coman, CS Domnești, 5 la 2. În seria Sud, tot etapa cu numărul 22, progresul Recea, viitorul Lunca Corbului, 2 la 5, viitorul Ștefan cel Mare, Speranța Cornățel, 3 la 0, Speranța Costești, Energia Stolnici, 11 la 1, Ase Căldăraru, Steaua Negraș, 3 la 4, Unirea Tricolor Șerbănești, Unirea Hârsești 6 la 2, Young Boys, Slobozia, Ase Miroș 1 la 0, Ase Popești, Ase Izvoru 1 la 4. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportmuscel.ro, sportul în muscel secundă cu secundă. În seria Centru 2, acolo unde sunt înscrise doar 12 echipe, sezonul regulat s-a încheiat. În etapa cu numărul 22 s-au înregistrat următoarele rezultate. Stejarii Beleți Negrești, AS Colibaș 1 la 3, AS Poiana Lacului, AS Oarja 2 la 1, Unirea Călinești, Flacăra Leordeni 6 la 0, AS Stălpeni Rădești, Rapid Davidești 3 la 0, CS Albota, ASE Rătești 2 la 1, CS Mioven 3, Atletic Bradu 2, 5 la 0. Dintre acestea, ASE Poiana Lacului, câștigătoarea sezonului regulat, ASE Colibaș, ASE Oarja, CS Albota, Atletic Bradu 2 și CS Mioven 3 vor fi în play-off, iar stejarii Beleți Negrești, Unirea Călinești, Rapid Davidești, ASE Stâlpeni Rădești, Flacăra Leorden și ASE Rătești în play-out.